Andreea Marin vorbește despre cum s-a întâlnit pentru prima dată cu logodnicul Adrian Brâncoveanu. Era un avion și la acel moment niciunul nu-și imagina că vor forma unul dintre cele mai frumoase cupluri. Vedeta a vorbit în exclusivitate despre miracolul pe care l-a trăit. Dacă am putea să facem o comparație, cum era comunicarea la început, că deja nici nu mai știu câți ani, cu partenerul tău, cu Adrian, și cum e acum, când sunteți ca o familie, e mult o mai, familie. E mult mai așezată, mult mai matură, ne-am învățat unul pe celălalt, oamenii în timp poate că ajung să se cunoască mai bine, mă rog, fiecare poveste e în felul ei, nu pot să vorbesc în numele altora, dar în cazul nostru așa este și am ajuns să ne facă plăcere chiar și clipele în care pur și simplu stăm istoviți după o zi de muncă, unul lângă celălalt în fața, nu știu, șemineului, fiecare cu cartea lui în mână. Lumina reflectoarelor, sincer, contează prea puțin. Pentru noi contează să fim oameni unii cu ceilalți, să ne pese cu adevărat, să ne ajutăm între noi, să ne iubim autentic. Asta e important. În rest, totul e aparență. Până la urmă, trebuie să-i acorzi unui om, atunci când simți, bineînțeles, lucrul acesta, ocazia să dovedească ceva. Într-o direcție sau în alta. Fiecare acum alege ce dovedește. Ești geloasă? Nu, foarte geloasă, nu. În limitele bunului simț, ca să spun așa, nici motive nu am să exagerate în acest sens. Însă iubirea în sine înseamnă și un sentiment oarecum de posesiune. Însă nu trebuie să duci lucrurile astea în punctul în care cei doi se sufocă reciproc, știi? Da, dintre voi doi trebuie multă atenție. Nu, nu e vorba de asta acum, deloc. Câți ani aveți? 6. 6 da. Ani? Da, când nici nu știu când a trecut timpul. Când au trecut 6 Nu știu, dar noi simțim că suntem dintotdeauna împreună. Nici măcar nu simțim că sunt 6, simțim așa că e o frumoasă veșnicie. Care a fost cel mai mare miracol al vieții tale? În afară de asta, că asta cu siguranță... Nu știu, întâlnirea cu Adrian, de exemplu, pentru că nu cred că e ușor să întâlnești un om bun și potrivit ție în ziua de azi. Când v-ați întâlnit? Așa, în avion, dacă mi-amintesc eu bine, nu? Da, dar nu aceea a fost întâlnirea noastră cu adevărat. Aceea a fost o întâlnire de care ne-am amintit mult după ce ne-am cunoscut cu adevărat, ca fiind întâmplătoare. Adică a fost o întâmplare. Nici nu eram sigură că e același om. Însă el mi-a confirmat, da, că am trecut, mă rog, aproape unul pe lângă celălalt în avion și pe atunci viețile noastre aveau un alt curs. Nu se punea problema să fim cumva împreună sau să fim, nu știu, unul pentru celălalt. Tu mai credeai într-o poveste, așa cum spuneam eu anterior, asumată? Că așa multă lume își dorește, da, își dorea să fie cu... Eu am crezut mereu. Da? Eu sunt un om foarte optimist, pozitiv. Cred în mine. Cred că aici și cred a fost secretul. În, da, și cred în că tu nu aceste ți-ai mici închis... miracole ale vieții. Mm-hmm. Că tu nu ți-ai închis sufletul, mai credeai. Nu, nu, nu. Deși am trecut și prin momente grele, dar nu. N-ai de ce, oamenii nu sunt la fel. Mai crezi în căsătorie? Dar nu e ceva în care să nu fi crezut vreodată. Mm-hmm. Să ne înțelegem. Adică una e să n-ai o...